supraveghere video, monitorizare, alarmare la infracție, intervenție rapidă. Civitasgroup.ro. Bună ziua, sunt Ana Maria Predilă și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. De data aceasta schimbăm registrul, nu mai suntem în platoul Alege TV, așa cum v-am obișnuit, ci în cabinetul unui profesor renumit în Oltenia, dar și în țară, pentru modul în care tratează pacienții care suferă de afecțiuni dermatologice. O să vorbim în această emisiune cu domnul profesor universitar dr. Virgil Pătrașcu, șeful clinicii de dermatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule doctor. Să rămână, bine ați venit. Așa cum spuneam, o să vorbim în emisiunea de astăzi despre afecțiunile dermatologice. Dumneavoastră conduceți cea mai mare clinică de dermatologie din Oltenia, vi se adresează foarte mulți pacienți. Ne spuneați că numai ieri ați avut 20 de internări. Cam care este numărul de pacienți care vi se adresează lunar? Deci, anual, practic, noi avem 1600 de spitalizări. Bineînțeles, parte dintre cazurile care nu ajung la spital sunt rezolvate în ambulatorul de specialitate. Deci, e o adresabilitate foarte mare, având în vedere că noi avem doar 35 de paturi în clinică. E adevărat că sunt aceste internări într-o perioadă ca aceasta, mult mai aglomerate, deci, cum spuneați dumneavoastră, 20 de internări ieri și astăzi, iarăși, probabil că vor fi 15 internări și completăm secția. Sunt perioade mai grele și pentru noi și pentru bolnav, datorită căldurilor care au stăpânit, practic, cu Oltenia. A crescut în ultimul timp numărul pacienților care suferă de afecțiuni dermatologice și care implicit se adresează acestei secții? Da, este în creștere numărul bolnavilor cu afecțiuni dermatologice, însă parte dintre cazuri se rezolvă și în cabinetele private, încât pot să spun că la nivelul clinicii, de câțiva ani, avem același număr de spitalizări. Evident că nici nu putem să avem un număr foarte mare, pentru că nu trebuie să depășim internări de pe zi pentru cele 35 de paturi, pentru că bolile dermatologice sunt boli care afectează și psihicul bolnavului și chiar dacă nu sunt contagioase, niciun bolnav nu și-ar dori să stea într-un pat cu alt bolnav care are o afecțiune de piele. Există tentația aceasta de a respinge un bolnav care are o boală dermatologică, pentru că nu toată lumea știe dermatologie și nu cunoaște dacă este sau nu boală contagioasă. Și atunci ne limităm la numărul de paturi, ne limităm la numărul de internări și încercăm să rezolvăm și în ambulator alte cazuri mai puțin grave. Care sunt principalele afecțiuni pe care le descoperiți la pacienți? În perioada aceasta, cele mai frecvente sunt tumorile, cancerele de piele. E adevărat, aceste cancere se dezvoltă în timp, pentru că sunt rezultatul acțiunii razelor solare, dar nu numai razele solare duc la cancer de piele, sunt și infecții virale și traumatismele și imunodepresia, o predispoziție genetică, factorii chimici, deci cauzele sunt multiple, însă principalul factor care determină cancer de piele reprezintă radiațiile actinice, fiind sezonul acesta foarte călduros, cu o cantitate de radiații ultraviolete care ajung la noi mult mai mare, aceste cancere de piele se agravează, evoluează mai rapid în această perioadă a anului și atunci oamenii se adresează pentru acestea. În afară de tumorile cutanate și vorbim de cele maligne, pentru că acestea ne îngrijorează, sunt eczemele, acele iritații ale pielii care pe fondul acesta al transpirației excesive, în perioada de căldură excesivă, se ajunge la suprainfectare, la piodermizare, la apariția unor complicații bacteriene acestor infecții. În rest, altă patologie care care ne solicită mult
pe noi este patologia insuficienței venoase cu acele ulcere impresionante, ulcere care sunt greu de vindecat, care recidivează frecvent și care sunt neglijența fie a bolnavului, pentru că orice boală venoasă se ajunge în stadiul 6 de ulcere în timp, în ani de zile, și nu s-a tratat la timp pentru stadiile care preced ulcerul venos, fie sunt acele inflamații ale venelor, acele tromboflebite, cu consecințe pentru tot restul vieții, tromboflebite care ori n-au fost recunoscute, ori n-au fost tratate corect, și în situația unui tratament corect, nu întotdeauna, sistemul venos își recapătă funcționalitatea ca să, eu știu, să respingă. Este această gravitație, este tributul pe care noi îl plătim prin poziția bipedă, și avem această patologie venoasă care nu se întâlnește la animale, spre exemplu. O avem datorită gravitației și datorită unor probleme, fie genetice, fie care apar în cursul vieții privind circulația venoasă, probleme care nu sunt rezolvate la timp. Ori în momentul în care avem aceste ulcere, vă închipuiți, sunt niște răni care vara se suprainfectează, cresc în dimensiuni, tratamentele sunt costisitoare, spitalizările sunt de durată și nu cu rezultate spectaculoase, și ne confruntăm cu această patologie. Practic, patologia venoasă este o patologie pentru tot cursul anului, dar acum vin cu aceste suprainfecții a acelor ulcere. Cel mai frecvent vârstnicii sunt cei care vi se adresează pentru această patologie. Da, sunt vârstnici și acești vârstnici au diverse comorbidități, au diverse afecțiuni interne, în special cardiovasculare. O afecțiune cardiacă sau pulmonară agravează ceea ce are la nivelul pielii, pentru că organismul este unul, iar orice comorbiditate poate să îți agraveze o boală de piele. Așa să vorbim mai pe larg puțin despre cancerul de piele și despre cât de mulți pacienți din zona noastră, din zona Olteniei, sunt afectați de această afecțiune. Cancerele, în general, în lumea aceasta sunt cam 12 milioane în fiecare an, cazuri noi. Din aceste 12 milioane, după câte știu eu, în România sunt circa 87-90 de mii de cazuri noi, indiferent de localizare. Cancerele de piele reprezintă cam o cincime din aceste cancere. Deci sunt foarte, foarte frecvente aceste cancere de piele. În zonele puternic însorite ale globului, în Australia, în Mexic, să știți că aceste cancere, spre exemplu în Australia, pot să reprezinte jumătate din totalitatea cancerelor. Zona noastră, zona Dolj-ului, este o zonă însorită. Temperatura medie anuală la nivelul Dolj-ului este mai mare decât temperatura medie la nivelul țării noastre. Este zona aceasta din sud, spunem noi, în plină deșertificare, zona de nisipuri, zona în care lumea, sigur, prin profesia lor, prin preocuparea aceasta de a cultiva, de a merge la câmp, de a face grădinărit, stă în aer liber și a pierdut și obiceiul să se protejeze cu pălărie, să stea îmbrăcat, că este cald, și atunci expune o suprafață mai mare a corpului la radiațiile ultraviolete. Și atunci ne explicăm de ce noi, la nivelul Dolj-ului, avem cancere de piele mult mai frecvente decât au alții în țara noastră. Chiar să știți că depășim zona Constanței, unde ne-am fi așteptat, fiind marea, fiind obiceiurile, merge lumea și localnicii acolo merg mai des la plajă. Noi avem cancere mai multe, vorbim la sute de mii de locuitori. Din fericire, unele cancere sunt mai puțin agresive, cum sunt cancerele bazocelulare, care nu dau metastaze, dar sunt agresive local. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mă adresez medicului pentru aceste cancere bazocelulare, pentru că ele desfigurează, ele perforează obrazul, distrug piramida nazală dacă nu sunt tratate la timp. Dar sunt cancere pe care putem să le vindecăm, chiar dacă nu, prin momentul în care nu a venit chiar atât de devreme cum ne-am dorit noi, atât timp cât pot să le abordez chirurgical.
se înlătură cu margine de siguranță, sunt vindecabile. Putem preveni cumva apariția cancerului de piele? În primul rând, trebuie să spunem că majoritatea cancerelor de piele se dezvoltă pe precancere, adică acele leziuni care pot să precedă cancerul. Cancerele de piele ar trebui prevenite toate, și melanomul, și cancerul spinocelular. Acestea sunt grija noastră principală, pentru că un cancer spinocelular sau squamos sau epidermoid, cum se mai spune, dă metastaze. Și întârzierea diagnosticului și întârzierea tratamentului poate să ducă bolnavul într-o situație în care tumori similare sunt undeva în corpul lui. Nu mai vorbim de melanom, tumoră foarte agresivă, care dă metastaze cerebrale, metastaze hepatice, metastaze osoase. De aceea, mai important decât diagnosticarea cancerului este diagnosticarea precancerului de piele. Din păcate, chiar personalul medical, deci nu avem pretenții la bolnav să cunoască aceste, dar și personalul medical nu este familiarizat cu noțiunea aceasta de precancer. Iar pielea îți oferă privirii leziunile pe care le are. E avantajul nostru al dermatologilor că vedem ce are bolnavul și dacă ai educația medicală să recunoști precancerul și îl tratezi, bolnavul nu-ți va mai face cancer cutanat. Mai mult ar fi să previi și acele precancere, adică să cunoști cauzele care determină așa ceva. Fumatul determină precancerul, apoi cancerul de buză și nu numai, cancerul oral. Radiațiile solare determină precancerul, precancerele keratozele solare, întâlnite frecvent la oameni de la țară. Și atunci dacă limitezi acțiunea acestor factori, că sunt radiații solare, radiații actinice, infecții, traumatisme, nu mai dezvoltă omul nici precancere. Dar măcar să ajungem să diagnosticăm noi din timp precancerele, să le tratăm și scutim bolnavul de o suferință mult mai gravă de cancerul cutanat. Sunt semne care ar trebui să dea de gândit pacienților și să vină să se prezinte din timp pentru un control dermatologic, astfel încât medicul specialist să poată să depisteze un precancer? Da, și sunt și semne și se poate diagnostica din timp și precancerul și cancerul cutanat. Din păcate, persoanele, bolnavii noștri, fie ascultă sfatul vecinilor, fie ascultă sfatul rudelor, fie se duc la un personal medical fără pregătirea respectivă și ajung târziu la noi. Orice leziune care îți apare pe piele și care vezi că nu are tendința să se vindece, ba mai mult, se ulcerează, crește, apare o sângerare acolo, trebuie să-ți dea de gândit, pentru că poate să fie un precancer sau, Doamne ferește, s-a ajuns un cancer cutanat. În loc să pui cremă de gălbenele, cremă de aloe sau nu știu ce, spun toți, pentru că la noi vin de regulă persoanele autotratate sau tratate necorespunzător de alte persoane, trebuie să te adresezi medicului specialist, pentru că sunt boli care se vindecă, sunt boli care pe care poți să le diagnostichezi din timp. Iarăși, în ceea ce privește melanomul, multă lume știe că melanomul se dezvoltă pe acele alunițe. Da. E o întreagă campanie la nivel european și nu numai, dar vorbim așa de Academia Europeană de Dermatologie, care organizează acțiuni pentru depistarea melanomului. SRD-ul, în cadrul colaborării cu Academia Europeană de Dermatologie, organizează aceste acțiuni de Societatea Română de Dermatologie, tocmai pentru ca oamenii să conștientizeze efectul prin expunere excesivă la soare, efectul nefavorabil, să știm ce înseamnă un melanom, să știm ce înseamnă acele nevi, acele alunițe și să știm să ne alarmăm când acele alunițe cresc în dimensiuni, când își modifică culoarea, când își modifică conturul, când se reliefează, deci să ne îngrijorăm. Dar cea mai mare parte din personalul medical vă spun că nu cunoaște că melanomul se dezvoltă
de cele mai multe ori nu pe alunițe, ci pe piele indemnă, pe piele fără alunițe. Ori toată lumea crede că nu poate să facă melanom, care este unul dintre cele mai agresive cancere, nu numai de piele, că nu poate să facă melanom pentru că nu are alunițele respective sau nevii nevocelor. Nu este adevărat. După arsuri solare, când te duci la mare cu o piele nepregătită și stai acolo câteva zile și ți-a ars pielea, poți să faci melanom chiar dacă nu ai avut niciun nev respectiv, nicio aluniță. Majoritatea, 80% din melanome așa apar. Și în momentul în care îți apare o pată închisă la culoare, pe care nu o explici, ea nu dispare, te duci și te adresezi medicului, pentru că singura șansă a bolnavului este ca să surprinzi acea leziune înainte de a da metastaze. Excizia melanomului după aceea, din moment ce s-a produs metastazarea, nu aduce mari beneficii. Ori la melanom, noi nu mai spunem că vindecăm bolnavul, ci spunem că putem ajuta în termen de supraviețuire atât și atât, se dau niște procente și așa ceva se discută la nivelul Europei, la nivelul Statelor Unite sau altor țări foarte dezvoltate, deci unde au absolut tot ce le trebuie și totuși nimeni nu spune că vindecă melanomul. Cazurile fericite le avem și noi, le dăm exemplu, dar nu trebuie să ajungă la aceste tumori. De aceea este foarte important ca pacienții să se informeze și să înțeleagă cât de important este pentru viața lor să ajungă din timp la medic, să nu treacă cu vederea peste niciun semn, chiar dacă el apare la adult sau la copil. Da, e evident, pentru că acest melanom despre care discutăm așa cu frigurare, să spunem, cu teamă, se dezvoltă la persoane tinere, să știți. Persoane 20-40 de ani, celelalte cancere de piele prin efectul cumulativ a radiațiilor solare apar la 60-70 de ani, poate și mai mult. Melanomul este o tumoră a persoanelor de adolescente sau de vârstă mai, 20-30-40 de ani, tineri, persoane tinere, persoane în activitate și care ar trebui, nu, toată energia să fie pentru a produce ceva, ci nu a suferi această dramă. De aceea, deci asta este o perioadă în care toată lumea își dorește să meargă la plajă, pentru că soarele ne bronzează, soarele ne dă o bună dispoziție, dar uităm că soarele poate să ne fie dușman atâta timp cât nu știm cât să folosim. Trebuie să nu ne încurajeze acele creme fotoprotectoare să stăm la soare. Cremele fotoprotectoare, după mine, sunt benefice să ne protejeze împotriva acestor efecte nefavorabile ale soarelui, dar să ne protejeze, nu să ne încurajeze să stăm. Să stăm atât timp cât trebuie să ne fie bine, trebuie să ne simțim, să socializăm, să mergem undeva, dar nu trebuie să avem senzația aceasta de securitate că dacă am folosit cremă, eu pot să stau toată când ziua vreau la soare. Este foarte periculos să gândești așa. Care este cel mai tânăr pacient pe care dumneavoastră l-ați depistat cu cancer de piele? Cel mai tânăr se încadrează între 20 și 25 de ani. Asta este perioada și, din păcate, cu tumorile acestea foarte, foarte agresive. Deci avem asemenea cazuri, avem și persoane foarte în vârstă, pentru că a crescut și perioada aceasta de supraviețuire a noastră, sunt și persoane 80-90 de ani care au așa. Sigur, nu e nici pentru ei bine că se ajunge acolo, dar pentru tineri este o mare, mare dramă. Avem posibilități de tratament aici, în Craiova, pentru acești pacienți? Tratamentul cancerului de piele, în primul rând, este tratamentul chirurgical. Este tratamentul ideal, atât timp cât o tumoră poți să o abordezi, să înlături marginea aceea care... Ce înseamnă margine de siguranță? În preajma tumorii pot să fie celule
tumorale între acestea pe care tu, macroscopic, nu le vezi privind tumora. Și atunci, înlături cu o jumătate de centimetru, un centimetru la melanom, cu 2-3 centimetri în jur, cât poți să abordezi așa, este foarte bine. După ce ai scos tumora respectivă, sigur, bornau, trebuie investigat să vezi dacă ai metastaze pe undeva. După ce ai scos tumora respectivă, în ceea ce privește cancerul acela mai puțin agresiv, cancerul bazocelular, considerăm că tratamentul se rezumă la acesta. Sigur, o tumoră care nu poți să o scoți, poți să faci radioterapie și avem și tehnica aceasta, dar mai rar apelăm la radioterapie pentru tumorile care poți să le rezolvi chirurgical. În celelalte cazuri, cu tumori mult mai agresive, colegii noștri oncologi preiau cazul și urmează tratamente, imunoterapie, tratamente moderne cu citostatice, cu terapia țintită cu anumite molecule foarte costisitoare. Despre rezultatele acelea, să știți că se vorbește tot așa, nu? Bolnavul, avem cazuri care au supraviețuit 3 ani, 5 ani sau 7 ani. Bun, nici asta nu e o realitate când e o persoană de 30 de ani și eu zic că l-am ajutat supraviețuind 3, 5 sau 7 ani. Deci, tratamente există, dar este limita medicinei cel puțin în aceste tumori foarte agresive. Așa cum se întâmplă și la cancerul pulmonar. Da, exact. Și cancerul pulmonar, care are o agresivitate foarte, foarte mare și cu tot efortul financiar, care până la urmă îl suportă toată lumea, nu se ajunge la ceea ce ne-am dorit. De aceea, foarte important este să prevenim aceste cancere. Iar cancerele de piele, vă spun că se pot preveni dacă conștientizezi, dacă cunoști care sunt cauzele și dacă limitezi acțiunea acestor factori. Iar pentru acest lucru este foarte important și medicul la care pacientul ajunge și asta pentru că, spuneam, s-au dezvoltat foarte mult și cabinetele private, rețeaua privată de medici dermatologi și foarte mulți pacienți înnoată cumva între acești medici până să ajungă la un medic care cu adevărat să îi ajute. Să știți că ce a spus eu am repetat de multe ori și fără să ne înțelegem, fără să ne cunoaștem gândurile, eu spun așa, șansa bolnavului este ce medic întâlnește. Dacă întâlnește un medic pregătit, un medic liniștit, un medic odihnit, un medic apropiat de bolnav, un medic care face profesia din pasiune, îl ajută pe bolnav atât cât poate el. Dar e șansa bolnavului că a întâlnit un medic care se implică și își dorește foarte mult. Contează foarte mult. Eu, ca și coordonator de rezidențiat, de pregătirea rezidenților, duc o luptă zilnică cu pregătirea acestor medici rezidenți. Pentru că eu nu vreau când pleacă de la Craiova să lucreze undeva și să aibă aceste eșecuri, să aibă bolnavii să sufere din cauza faptului că nu sunt pregătiți bine de mine. De asta, pe mine mă interesează ei să aibă o bună pregătire. Din păcate, nu toți sunt așa cum mi-aș dori eu și dacă nu te pregătești în perioada aceasta de rezidențiat să pleci cu un bagaj foarte mare de cunoștințe și dacă nu ești modest în sensul să știi limitele, să apelezi la alt coleg, să nu te crezi cel mai bun profesionist, chiar dacă la început nu ai și succes după succes, trebuie să știi anumite limite, să colaborezi cu alte persoane, să schimbi bolnavul la control, să te implici total pentru ca să ajuți bolnavul. Un medic foarte pregătit, vă spun că de multe ori sunt situații între acestea, vin cunoștințe să te... Eu am zis așa, un medic care este pregătit, el își dorește să-și ajute bolnavul. Indiferent că te roagă, să nu te roagă cineva. Dar e important să fii pregătit, să citești mereu, să te informezi, să colaborezi cu alții, să nu te desparți de un anume grup. Pentru că până la urmă, în dermatologie, să știți că vezi ceea ce ți s-a arătat și ceea ce ai reținut
altfel poți să te uiți ca la un tablou, îmi place sau nu-mi place, sau e, acolo poți să pui un diagnostic și trebuie să fii alături de unul care a mai trecut prin viață și a mai văzut așa ceva, pentru că s-ar putea tu să nu fi ajuns să cunoști, să fi văzut acea boală și n-ai să recunoști niciodată până nu ți s-a arătat. De asta, pentru situația aceasta cu medicii rezidenți, unii într-adevăr fac față exigențelor mele și sunt foarte mulțumit. Alții, din păcate, nu, și nu-mi doresc la final să întrebe cineva sau să ajunge să-l critique, să-i spună cu cine ai făcut, domnule, dermatologia de a ajuns în halul acesta. Pentru că bolnavul, până la urmă, așteaptă de la tine un ajutor. Nu înseamnă că eu, spre exemplu, pot să rezolv toate cazurile. Nu le pot rezolva, pentru că nu. Asta este, până la urmă, și medicina are o limită. Dar măcar să pot să ofer tot ceea ce, conform pregătirii și gradului și poziției tale, să ofer bolnavului să-l ajuți. Lucrați de aproape o viață în această specialitate. Cum vedeți faptul că în ultimii ani s-a dezvoltat mai mult partea aceasta de estetică în dermatologie? Probabil că moda o cere. Vrem să fim mai tineri, vrem să fim mai frumoși, ceea ce este absolut normal, dar ce este trist că mulți colegi tineri care intră în dermatologie visează să fac aceste proceduri dermatocosmetice, însă nu sunt pentru toată lumea. Să ne înțelegem, sunt și cu riscuri. Uneori îți aduc beneficii estetice, dar de scurtă durată, iar eu îmi doresc să, atunci când faci pregătirea, cei 4 ani, când ești în pregătire, să înveți dermatologie. Celelalte probleme de dermatocosmetică poți să le faci în anumite cursuri, post-universitare, cursuri în cursul vieții, să începi foarte încet, să nu intri la tehnici acestea agresive și care pot să ducă un rezultat și care să te marcheze pe tine ca medic, pentru că până la urmă, medicii, să știți că suferă foarte mult, sau cel puțin dermatologii. Noi ne place să fie persoana, și după o intervenție chirurgicală, să ai un aspect cât mai estetic, și de multe ori sufer eu că nu este așa de bine cum i-aș fi dorit să fie rezultatul estetic, deși bolnavul zice, lăsați, domnul doctor, bine că am scăpat de asta. Nu, eu nu sunt nemulțumit. Dar de aici a face dermatologia doar pentru partea de dermatocosmetologie este o mare greșeală, pentru că noi nu ajutăm așa bolnavi. Și din nefericire vă spun, și congresele, eu fiind și în comitetul de conducere a Societății Române de Dermatologie de vreo 12 ani, deci în bordul acesta al SRD-ului, și acolo se merge pe simpozioane de firme, de prezentări, de produse dermatocosmetice. E adevărat că ei sponsorizează acțiunea respectivă, avem nevoie și de bani să avem întâlnirile acestea, dar se exagerează. După mine se exagerează cu partea aceasta de dermatocosmetologie și este trist că unii trec prin dermatologie, dar de fapt visează la dermatocosmetologie și nu le învață pe niciunele în cei 4 ani de zile. Aș vrea să vorbim puțin și de partea de clinică pe care dumneavoastră o conduceți de atâta timp. Ce v-ați mai dori din acest punct de vedere, din punct de vedere al condițiilor în care lucrați și în care primiți pacienții? Știm că în spital de ceva timp se lucrează la igienizarea și renovarea secțiilor. Noi am simțit, nu simțim cei de aici că suntem cumva abandonați. Suntem marginalizați. Desigur că s-a tot vorbit de un proiect cu extinderea clădirii, avem, cred că, 4-5 ani de când am discutat și când s-au făcut acele proiecte și ce frumos arată și sălile de operație de la dermatologie și saloanele. Sigur, pe proiect este ideal. Dar, din păcate, când solicităm câte ceva, ni se spune că va fi acel proiect foarte frumos,
Ori vă spun de 4-5 ani, cu toate că am avut întâlniri și la Consiliul Județean, întâlniri și conducerea spitalului, nu s-a făcut nimic. Uneori stau și mă întreb ce reacții au bolnavii când intră în clinica de dermatologie. Noi ne-am mai obișnuit, vedeți dumneavoastră, te obișnuiești cu o anumită patologie și cum arată un salon și cum arată scara de la intrare. Uneori stau și mă întreb ce reacție are o asemenea persoană. Condițiile sunt improprii pentru o clinică universitară, dotarea cu aparatură este improprie. Păi vă spun că dacă n-ar fi partea aceasta de dermatochirurgie, care conform unei tradiții este dezvoltată la nivel de dermatologie aici în clinică, bolnavii ar fugi în privat și spitalul ar avea foarte, foarte puțin de câștigat de pe urma dermatologiei. Noi facem față prin prestigiul nostru care suntem aceia, că suntem cunoscuți și vin din Oltenia, bolnavii mai gravi ajung pentru medicii care sunt aceia și aici polarizează și cazuri foarte grave și cazuri care nu le rezolvă colegii între alte județe, dar avem nevoie de multe. Avem nevoie de fototerapie, deci de făcut, de terapie cu lasere, păi nu avem lasere, nu avem terapie fotodinamică, nu avem dermatoscop are fiecare. Eu am două dermatoscope, dermatoscopul propriu și îl folosesc. Dar nu și este au, oferit da, de spital? Fiecare rezolvă. Așa, cu electrocauterele și cu partea de chirurgie ne descurcăm. De fiecare dată am solicitat, eu înțeleg, sunt priorități, poate secții unde dacă nu intervii și nu ai ceva, bolnavul îți moare, dar trebuie să înțelegem că și dermatologia trebuie, suntem în anul 2017, adică noi nu trebuie să lucrăm cum am lucrat acum 20-30 de ani când am început în dermatologie, deci nu și aceste condiții hoteliere trebuie să se schimbe. De cât timp n-a mai fost igienizată sau renovată această secție? Să vină cineva și să înceapă să lucreze? După știința mea, de când s-a făcut această clădire, s-a văruit odată, că până la urmă, în primii 5 ani, să zic, și de atunci, deci, după mine, dinainte de 2000 sau 1995, când de atunci nu s-a făcut nimic. Da. Și nu s-a făcut nimic și soliciți, facem referate, pentru că trebuie să creezi niște condiții bolnavilor. Altfel, dacă n-ar și confortul acesta, și toalete curate, și un salon curat, și o lenjerie curată, și când se plimbă pe un culoar sau când urcă la un etaj, la altul, trebuie să fie aspectul altul. Trebuie intervenit și trebuie și conducerea să privească spre aceasta sau măcar o dată să se facă acel proiect, sigur, ne-am dorit, este frumos cum arată acolo, dar să se facă. Ori a tot amâna că se va face și tu nu intervii să zugrăvești, să refaci toate aceste instalații, este trist că lucrăm în condițiile acestea. Practic este nevoie de schimbarea mobilierului, a paturilor, a tot ceea ce înseamnă partea absolut, de cazare. De la mese, scaune, noptiere, ar trebui aer condiționat. Păi sunt alte clinici în care fiecare salon are televizor, are aer condiționat, la noi nu există, iar bolile de piele trebuie să ne înțelegem. Când ai o eczemă, când ai o iritație pe tegument, când tegumentul zemuiește, când ai o toxi-infecție dintre aceasta sau reacții la anumite medicamente, boli foarte grave, sindrom Lyle, Steven Johnson, sunt boli foarte grave și îl ții la temperaturile acestea, îl condamn la moarte bolnavul respectiv. Condițiile trebuie să fie alte pentru bolnavii acestea cu sindrom de epidermolie, cu distrugerea epidermului, sunt ca niște bolnavi arși. No. Bun. Aceștia trebuie ținut în condiții speciale, pentru că altfel riscul să facă septicemii, să facă este foarte, foarte mare. Suntem în situația asta, spre exemplu,
conducerea spitalului și toți aici ne-am obișnuit că tot ce are pe piele trebuie să ajungă la dermatologie. Păi vă spun, la spitalul militar, vorbeam de acolo cu șeful, da, de acolo, în care îmi spunea că nu au ce căuta în dermatologie bolnavi acestea cu denudări de tegumente și țin în terapie intensivă, pentru că nu sunt de dermatologie, așa spun ei. Ori la noi, foarte greu duci pe cineva în terapie intensivă, pentru că acolo, sigur, sunt foarte aglomerați, da, deci noi înțelegem care este situația. Dar ei au obișnuit conducerea spitalului militar, în care spun, domnule, asemenea bolnav nu poate fi tratat aici. Eu nu am gardă, nu am oxigen, nu am de intervenit pentru... Suntem separați să intervină ceva dacă îți face un stop cardiorespirator sau... Deci, i-au obișnuit pe cei de acolo. Ori la noi, cine luptăm cu această situație? Iar sprijinul, igienizarea este esențială și dotarea cu aparatură pentru a avea și performanța. Până la urmă, cel puțin personal, cât voi conduce secția aceasta, mi-am dat absolut tot interesul să avem solicitări aici, să avem rulajul, să avem acel indice de complexitate a cazului mare și vă spun că am reușit prin grija față de bolnav să îmbunătățim tot acest parametru. Dar nu este suficient. Bolnavul trebuie să simtă numai este vorba frumoasă din partea și doctorului medicului, și sprijinul sistemului da? Întreg. Câte veche este aparatura din sala de operație? Păi, practic, cele două electrocautere au peste 20 de ani, dar noroc că funcționează. Lămpile sialitice sunt de când am intrat în dermatologie. Masa de operație este o improvizație, practic, dar bine că e rezistentă, nu făcută într-o masă ginecologică, făcută. Noi referate pentru tot ce ne trebuie, am făcut și am refăcut aceste referate pentru că a fost și problema cu acreditarea și de fiecare dată când te controlează cineva ce nu ai și dacă ai cerut. Bun, am cerut. Acum, deși pot să spun, nu sunt fonduri, nu sunt... Da. Deci au justificări, nu se intră la priorități. Prioritățile sunt altele pentru spital, dar trebuie să privească și spre partea de dermatologie. Sunt cadre medicale care aleg să plece, să lucreze în privat sau în străinătate din cauza acestor condiții precare? Noi ne confruntăm cu lipsa de personal. Lipsa cea mai mare este la nivel de îngrijitoare. Avem mai puțin 5 îngrijitoare decât ar trebui să avem. La nivel de infirmiere avem mai puțin 2 infirmiere. Una dintre ele a plecat în străinătate pentru un an și s-a prelungit pentru un alt an sau doi ani cât poate să-și prelungească, pentru că au și salariile mici. La asistente, iarăși, avem deficit. La încadrarea medie, vorbim, nu încadrarea optimă, să spunem, încadrarea medie, deficit de 3 asistente. Deci avem nevoie de personal. Am înțeles că nu s-au scos nici de data aceasta, deși am solicitat și postura de dermatologie. Sigur, poate de înțeles că medicul noastră, există totdeauna o grijă să nu cadrezi la maxim cu personal, pentru că pot veni momente în care se restrânge numărul de patru și atunci nu trebuie să dai omul afară, dar cel puțin acolo unde ai nevoie de 3 persoane, mai angajează o persoană. La aceste îngrijitoare, 5 îngrijitoare lipsă și noi ne confruntăm și secția aceasta fiind separată, deci bolnavii, nu, infirmierele noastre, îngrijitoare, trebuie să aducă mâncarea din blocul alimentar, să aducă lenjeria de undeva, să transporte și bietele femei cu spatele care toate acestea. Deci e nevoie și de personal, nu cere nimeni, să zicem, absolut să completăm așa, dar probabil că lipsa de personal este și în alte secții, că s-au scos anumite locuri la concurs, însă din nefericire noi ne-am beneficiat de
personal. În aceste condiții pe care le descrieți dumneavoastră, cu personal de îngrijire puțin, cu o secție care n-a mai fost renovată de foarte mult timp, cum se poate face controlul infecțiilor nosocomiale, de exemplu? Controlul infecțiilor nosocomiale ține foarte mult de cum ești organizat și cum faci fiecare manevră dintre aceasta medicală. Dacă lucrezi corect, să știți că nu ai asemenea probleme. De la cea care spală pe jos și spală pereții și tot ce mobilierul îl dezinfectează, până la medicul care lucrează și lucrează în condiții corecte de asepsie. Deci nu trebuie să ai probleme între acestea. Sigur că pot să mai întâmple. Noi am avut un caz de infecție cu Clostridium, dar bolnavul se internase de 2-3 zile, bolnavul avea un melanom cu metastaze pe imunodepresie, care luase antibiotice acasă, încât nici nu considerăm că a debutat în perioada aceasta, pentru că a fost o continuare de antibioterapie și după 3 zile a fost transferat la infecțioase, a fost externat de acolo, rezolvat. Deci poți să mai întâlnești asemenea situații sau poți să vină aceste persoane cu ulcere suprainfectate sau cu eczeme piodermizate. Sigur, dacă tu nu intervii rapid din prima zi să dezinfectezi, să folosești un antibiotic corespunzător, să îngrijești, să pansezi corect, infecția de la această persoană se poate transmite la celelalte persoane. Nu am avut, din fericire, asemenea cazuri. Sigur că se merge pe ideea, domnule, nu sunt raportate, nu sunt... Până la urmă, o infecție nosocomială trebuie să o raportezi, pentru că asta este obligația și nu neapărat că... Și foarte bine să mergi acum, nu pe sancțiuni, dar trebuie să cunoască realitatea, pentru că de aici, când recunoști situația de fapt, poți să treci să iei niște măsuri. Se lucrează după proceduri, acum avem alt stil de lucru după acreditarea spitalului și eu zic că este foarte, foarte bine și ne scutește și pe noi de anumite incidente dintre acestea și bolnavii, mai ales că până la urmă, sigur, chiar dacă sancționezi o persoană că este vinovată de apariția unei infecții nosocomiale, cel care suferă bolnavul. Persoana respectivă e sancționată, uită, a trecut peste asta, bolnavul rămâne cu o floră de asta patogenă care nu mai răspunde la antibiotice. Deci, până la urmă, dacă gândești pentru bolnav și faci totul corect, poți să eviți aceste infecții. V-ați gândit vreodată să lăsați în urmă această secție nerenovată de foarte mult timp, cu foarte multe probleme și să plecați în străinătate, având în vedere pregătirea dumneavoastră foarte bună și profesionalismul? Deci, personal... Bine, sunt generații diferite. Personal nu mi-am dorit să plec niciodată, deși sigur au fost momente de nemulțumire, de asta, dar nu mi-am dorit niciodată să plec. Eu să știți că sunt din zona Doljului și când am făcut facultatea la Craiova nu am visat niciodată decât să lucrez în spitalul acesta județean. Deci așa mi-am dorit și așa am intrat, am lucrat aici și am ajuns pe poziția pe care am ajuns. Nu mi-am dorit niciodată. Avem însă colegi pe care îi școlim aici, pe care îi învățăm, care au plecat, avem foști rezidenți ai noștri care sunt în Franța, acum sunt în Germania, vin la mine, îmi spun că le este bine și ne bucurăm pentru ei că le este bine. Și pot să vă spun că dintre cei plecați sunt și cei mai buni pe care i-am apreciat eu aici, ca dovadă că și acolo se descurcă foarte, foarte bine. Deci, personal, nu mi-am dorit să plec. Asta mai legat de această zonă a țării, dar sunt alții care își doresc și eu sper să revină cu experiența de acolo și să aibă și cu ce face aici, ceea ce am învățat acolo.
Vă mulțumim că ați rămas și vă mulțumim și pentru tot ceea ce ne-ați povestit astăzi și să sperăm că cei care pot să vă ajute și pot să ajute această secție de dermatologie să schimbe lucrurile și să ia inițiativă, pentru că medicii nu pot face bine cu mâinile goale, fără aparatură și fără condiții decente, măcar pentru tratarea pacienților. Și eu vă mulțumesc. Sigur că m-ați provocat în partea finală a interviului. Cine ne aude, e bine să înțeleagă că nu a fost niciun fel de răutate, nu a fost. Poate ar trebui să-mi spun și eu această nemulțumire și gândindu-mă la bolnav, nu gândindu-mă la mine personal. Vă mulțumesc că ați fost și în această emisiune alături de noi. Mulțumesc și domnului profesor pentru interviul acordat și vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră la ora de sănătate. Numai bine!